Sergiu se pare că este nemulțumit că nu are parte de atenția cuvenită de la Madi. Iar râs, că mă vezi iar nervos. Păi e supărat și eu. De ce ți-ai dat asta jos din cap? Ia, ia. Rău, tată, ce ești? Nu-s rău. Dar vreau și tu. Nu, lasă-mi să zic, dacă nu iar un supăr. Vreau și eu în pauzele alea când se dă emisiunea de publicitate. Bine, să stăm amândoi. Nu-i vorba, nu, pentru că iar exagerez. Tu în loc, tu după ce fumezi, în loc să vii în casă, tu stai aici cu oamenii la povești. Și ce făceam? Ce făceam? Păi eu nu știu ce ai făcut. Discuție. Păi eu trebuie să viu până au venit Bogdan să zică, haideți, pe ce discuție? Ce discuție ai tu cu oamenii iară de aici? Eu tot ce încerc, eu încerc... Da, vorbeam cu doamna Maria. Da, să cum ai fost arzi oamenii aici. Tu iar te încarci cu lucrul ce se întâmplă în casă. Eu ți-am mai zis detașează pe lucrurile astea, că ție nu-ți fac bine. Era vorba despre noi, despre fete. Lasă, că tu nu-ți lași farfurici și așa mai departe. Da. Tu știi prea bine că mie nu-mi place să viu afară, că-i prea frig. Mă îmbrac, stau cu tine până cu mes. Când văd că ești pe gata, mă duc și eu în casă, aici, în living și te aștept. Tu, în loc să vii, stai aici. Pe azi am stat. De exemplu, astăzi, de exemplu, n-am vorbit deloc amândoi. Azi, de exemplu, n-am vorbit deloc amândoi. Nu, lasă-mă să verbalizez. Azi deloc n-am stat deloc amândoi. Cum n-am stat? Bine. Pe că ai stat pe scaunul ăla. Nu, păi în pauze tu ce faci în pauze? Eu zic, hai să mâncăm. N-am chef să mânc. Dacă nu te duci poame. Afară, stai afară, eu te viu și eu cu tine mă îmbrac. Să nu mai zic oamenii că stau înăuntru. Tu stai la țigară, pe urmă când văd că gata țigară, în loc să vină într-o, tu mai stai aici iară la povești. Tu iară te încarci. Eu încerc să te feresc. Lasă-mă de că ai stat și ieri și așa la altă ieri. Și ieri și la altă ieri. Ieri, de fapt, ieri o furuni. Așa, eu cu tot ce pot, eu încerc să te feresc tot ce se întâmplă în casă, că și foarte bine că nu-ți face bine. Păi da, dacă era o discuție despre fete, ce vroiai, să nu vorbesc? Nu, dar nu trebuie să te intereseze, te detașezi de tot. Păi dacă era despre fete? Lasă, fii maică, păi nu trebuie să te mai intereseze chestiile astea. În mintea ta trebuie să chei că mai sunt două săptămâni, trebuie să te bete, în mintea ta trebuie să chei numai lucruri faine. Eu, de exemplu, nu mă sunt foarte stresat de ce discuții se întâmplă iar în casă. Mă sunt două săptămâni, plecăm afară. Bucură-te de tot ce-o mai rămas de aici. Nu mai stai așa asistat la ce se întâmplă, ce discuții se întâmplă în casă. Dacă era vorba despre fete, ce vrei să evit? Să stai în fetele. Nu poți vorba strict de tine. Dar a fost vorba de fete. Tu iară faci pe zână orsătoare. Dacă era o discuție despre băiețul, ce făceai? Plecai de acolo? Dar normal, nu mă interesează. Ai adus discuții la numele meu? Nu, fată. Păi discuții nu, în casă. Nu, nume, s-a generalizat. Și atunci, nu, automat, când, dacă din moment ce nu iau numele meu, plec. Păi bine, și dacă era o discuție în care trebuia să-mi zic și eu punctul de vedere, de ce să nu spun? Să-l zici în live. Nu trebuie să stai aici. Da, nu vreau. Atunci când te mai aud că te încarci, atunci te las aici și te încarci singură. E să mai vii să-mi plângi că zici că te doare capul sau că te ia stările de somnolență. Atunci stai aici, fată. Nu mai nelezi în iezele la oamenii de aici. Toate cuplurile stau fain frumos pe canapele, în pauze, vorbesc. Hai Madi, mâncă, nu știu ce. Eu stau așa pe Madi, Madi nu mai vine. Trebuie să viu afară că strigă Bogdan, haideți, e acolo, haideți. Atunci o trebuie să o strâng. Nu, gata, s-o gădat emisiunea, o fiderzen. Eu nu zic să-mi oferi mie toată atenția din lume, că nici afară n-o să te lasă să-mi oferi toată atenția din lume. Dar măcar în pauza aia să-i lucea, decât și prea bine că să închid ușile. Și după aia stau să îngrozi. Eu nu știu de om să verbalizez cum fac alții. Da, deschideți ușile că nu mai pot! Nu! Niciodată n-am făcut asta și nu o să fac. Dar ține mai și eu îmi doresc să se deschidă ușile. Să stau cu tine. Înțeleg, ăsta, eu n-am nicio treabă, că nu vreau așa să generalizeze, să se audă că eu nu te las pe tine să fumezi. Fumează, fată, cât îți cade bine. Dar după ce ai fumat, hai înăuntru, că e frig. Că ești îmbrăcat în mini. Păi vite, eu vaiți în live, că eu nu-mi ghita picioarele. Deci unde e hine că m-a distă, fumează și păi mai stă și de vorbă. Sergiu stă pe canapea. Mie că toată ni se pare că și te răcești față de mine, nu știu cum să zic. Haide că exagerezi. Păi nu, exagerez, ăsta e adevăr. Cu toată mă și ignori, eu nu știu de unde să te iau iară. Eu iar nu știu de unde să te iau. Nu, îți arată când ți-am zis că mă... Nu, eu vorbesc de zilele trecute. Ei nu-i fac bine discuțiile astea ce se întâmplă acasă, de-aia stă și asistă, și apauz. Dar nu am stat să asist, că uite, astăzi m-am dus și am dormit. Da. Da. Lasă-mă, adică eu te cunosc. Cum s-a terminat emisiunea, m-am dus direct și la somn. Păi oare de ce te bagi la somn? Că nu-ți e bine. Un om sănătos nu se bagă așa la somn. Da, să dorm. Păi nu-ți face bine. Ei, nu-mi face bine nici să dorm acum, așa atunci ce bine să fac? Afară, nu. În casă la discuții. Eu n-am zis să nu dorm, să nu-ți fac bine discuțiile din casă și tu stai aici la discuții și asist. Eu încerc să te feresc, tu asiști. Nu am stat nicio discuție, doar ce am stat de vorbă puțin, am stat cu doamna Maria și atât. Ce au de discutat mamele? Au de discutat mamele, pe nu trebuie să te intereseze, că tu nu ești mamă în casa asta. De ce m-a luat la doamna Maria să stăm de vorbă cu ea și mă întreba ce are?
Păi când văd că un om plânge și mama Maria a fost apropiată de noi, dar am discutat să noi nu avem voie să ne băgăm. Păi că și discuții mamelor. Tu ai zis, haide să vorbim cu ea, să vedem ce are. Normal. Dar vorbeam și de astăzi. Și acum zici că nu știu ce. Când doamna Maria se ceartă cu cineva personal, atunci interviu eu. Doamna Maria a avut grijă de mine în casa asta. Da, și eu de ce n-am avut voie să spun discuții, de vedere? Ai discuții pentru mame. Păi da, era o discuție pentru mame și tu te bagi, nu? Și eu de ce să nu mă bag? Am zis, eu nu mă bag. Mai vreau păi să mă te bag. Bagi. Când doamna Maria se ceartă cu cineva da, personal. Da, așa că doamna Maria era pe canapea și era supărată. Ce vrei, să nu o bag în seamă? Vreau și eu să avem și discuții, tu, fată. Vreau și eu să te ții de mână în pauză de publicitate. Vreau și eu, hai, Sergiu, cu mine până la baie să-mi fac părul. Hai, Sergiu, cu mine până acolo. Hai, Sergiu, cu mine până acolo. În pauză de publicitate, eu iau geaca, vin și stau cu tine până fumez, văd cât se termină țigara, mă duc în casă că îmi e prea fric, Madi nu mai vine. Madi s-a și stă la cum vorbim. Da, asta s-a întâmplat odată, nu s-a întâmplat da, cu Madi, s-a întâmplat de mai multe ori. Aolo, de 100.000 de ori, fiecare nu de 100.000 de ori, dar s-a mai întâmplat chestiile astea. Apoi după aia vii, oh, mi-e frig, mi-o tremură picioarele, pe nici păi ce tremură la picioare. Păi dacă frigă nu-i vin, ce vezi, nu mi-e frig? Lasă-mă, frică, stai aici, afară, singur. Ai, lasă-mă, că mă nebunești. Dar voi de ce vă certați acum? Păi nu mă cer, dar ea interpretează tot ca și cum eu n-am lăsat-o. Eu n-am lăsat-o, păi nu, eu n-am lăsat-o, ci că să vorbească cu dumneavoastră afară. Păi nu poți vorba de aia, no. Eu nu pot să zic nimic, că ea plânge, frate. Eu nu pot să zic dar nimic. Dar nu vă mai certați, de ce vă păi nu mă cer, dar vreau și eu. Astăzi, de exemplu, aștept, ea nu vine în casă, că stă aici. Eu încerc să o operez. Ți-am explicat când cineva dă în doamna Maria personal, eu iau apărarea, da, că mi-a tot grijă de mine. Ce discuții au mamele în casă, trebuie să le lași pe mame să le rezolve. Tu nu trebuie să te bagi în discuțiile astea, că ți-e nu-ți fac bine discuțiile astea. Bine. Sergio, nu-mi place mamei, nu-i mai faci așa, te rog. Deci te rog frumos să o împleci. Sergio. Eu încerc totdeauna să oferez de toate discuțiile, să bag în discuții. Dar lasă alte fete să se bage în discuții. Doamne, dar nu m-am băgat în nicio discuții, tu nu înțelegi. Tu am stat de vorbă cu doamna Maria. Bine. Atât. Odată dacă te mai auzi, Sergiu, mă doare capul sau Sergiu, mi-e rău că nu mi-au plăcut discuțiile din live, atunci să le rezolv singură, fata mea. Eu nu te mai ferez de absolut nimic. Ai, Sergiu, pe bune, nu o face să plângă. De ce? Că am stat 10 minute când m-am fumat o țigară și am stat de vorbă cu doamna Maria, acum gata, te-ai deranjat că n-am stat cu tine. Dacă vroiam să vorbesc, păi da, 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 asta te-a deranjat, că te-ai dus astăzi în living și eu am rămas aici, afară. Nu, eu încerc să îi zic ceva, ea interpretează cu totul altceva. Aici e lipsa de comunicare între noi doi. Nu e lipsa de comunicare, chiar vă înțelegeți foarte bine. Lăsați tot ce este greu, pentru toți e greu. Era o discuție despre fete și mi s-a părut normal să fiu și eu să vorbesc cu doamna Maria, da? Vorbește tu, fata, hai să nu te mai aud că ți-e rău, că te-o lua durerea de cap, că ai să ardei somnulență. Vorbește și spui punctul de vedere. Dacă te crezi în stare să spui punctul de vedere în live dar și să te bagi în discuții, nimic, nu, fă cum crezi. Dar să nu mai vii să-mi zici că ți-e rău, că nu te simți bine, că nu-ți face bine subiectele astea, că vrei să pleci acasă. Bine, nu mai spun nimic. Ce a fost asta? Păi... Pe mine m-a deranjat. Hai că știu ce te deranja, că ai zis sunt de 5 ore ca o bandă stricată, zi. Păi nu mai zic, ce să mai spun? Păi dar de ce trebuie să te isterizezi așa și de ce trebuie să ții tot timpul la ea? Că este total aiurea pentru un bărbat să facă treaba asta. E bine și pentru o femeie, dar... Eu, într-adevăr, ridic tonul, dar nu țip către ea. Practic vreau să o protejez, eu nu vreau să se bage în discuție. Cu ea vorbeai, nu vorbeai cu Moș Crăciun. Da, dar nu vreau să se bage în discuții. Dacă au discuții mamele, să le las pe, pe mame să și le rezolve. Dacă ea simțit să te bage, este un om, o ființă aparte de tine. Adică pare și ea personalitatea ei, da, pare și ea dreptul să simtă ceva, să vrea ceva. Nu trebuie să facă ce vrei tu și ce dictezi tu. Păi da, dar în astea 3 luni de zile eu am ferit-o că știam că nu-i face bine discuțiile astea. Și i-am spus de foarte multe ori, eu mă simt stresată de discuțiile care se întâmplă în live, mie nu mi-e bine, eu vreau să plec acasă. Iar acum ce facem? Eu nu pot să o las să se bage în discuții și așa mai departe, că nu-i face bine discuțiile astea. Mie mi se pare Madi bine, zi Madi. Nu m-am băgat în nicio discuție, pur și simplu doar am stat la țigară și doamna Maria era pe canapea și am rămas de vorbă cu doamna Maria, atât. Nu m-am băgat în nicio discuție cu altcineva. Până și doamna Maria ți-a zis, nu e în regulă ce faci acum. Eu cred că așa te impui, că nu pot să înțeleg, nu-mi dau să... Nu-i vorba aici că vreau eu să mă impun. Eu nu vreau să o afecteze acum în ultimele astea, cum să dau o săptămână fără săptămâna asta, să sunt iară prost sau să o afecteze nu știu ce. Dar nu mai copii, nu știi ce o să se întâmple. Poate că este într-o perioadă în care se simte bine și că nu o să mai fie nicio problemă. De ce nu privești așa lucrurile? Mi-e frică. Dar nu m-am băgat în niciun conflict, asta nu înțelegi tu. Doar am stat de vorbă cu doamna Maria, atât. Nu m-am băgat în discuții să comentez, nu știu ce, doar am stat de vorbă cu doamna Maria și atât.
fără nicio ceartă, fără nicio discuție. Mie unul mi-e teamă, eu de-am reacționat așa. Eu nu vreau ca tu iară să-mi zici, băi, mă sunt iară prost sau... Dacă eu ți-am spus că nu m-am băgat în nicio discuție și doar am stat de vorbă cu doamna Maria, tu nu înțelegi, ți-am repetat asta de nu știu câte ori și ți-a spus și doamna Maria. Și ai văzut și pe material că eram acolo cu doamna Maria. Da, tu, fată, dar trebuie să mă înțelegi pe mine că eu am teama asta. Ok. Dacă îmi zici, bă, iar nu mă sunt bine, iar mă afectează că toate chestiile ce se întâmplă în casă. Mie de asta ne teamă. Nu, că din punctul meu, eu nu mă sunt mândru ca tu, ca să poți să-ți spui punctul de vedere. Dar nu vreau după aceea să-mi zici, iar mă sunt prost, mă afectează toate discuțiile din așa mai departe. Da, da, vezi, acum invoci alte motive. Ieri, în discuția cu ea de pe terasă, erai foarte nemulțumit că, uite, în loc să stea în pauză cu tine, se duce afară, că uite celelalte cupluri cum stau. Exact, asta, de aici a început nemulțumirea, că am zis, ok, eu viu, mă îmbrac, stau cu tine până fumez și când am văzut că e gata țigara, am zis, eu viu înăuntru, dar tu ai stat afară și mă gândeam că a intrat în discuții. De aici a început nemulțumirea. Ce ziceți, doamna Nadia? Ce să le mai zic? Le-am să tacă, să... Tacă și să tacă. Ei, nici nu pot să tacă, pentru că dacă tacă, e ca și cum țin în ei. Adică, stai puțin, să tacă de ce? Nici nu pot să-i opresc tot timpul, să fiu tot pe ei, ca pe un copil. Dar ce are Sergiu de așa de nervos? Era, nu știu, nemulțumit pentru că el rămase cu Madi afară la grătar și Madi a rămas la povești, el a venit și a stat singur aici fără Madi. Și... Dacă e frig, să-și pună geacă pe el. Era nemulțumit că nu era alături Madi de el. Da, da, să știți că în viața reală, viața reală, că și asta e reală, în viața de afară, reformulez, o să fie o mulțime de momente când tu o să fii într-o parte, ea într-o parte, vă duceți la joburi, nu stați non-stop împreună. Cam ca aici, aici sunt ușile închise, acolo plecați de la 8 până când o fi jobul sau poate în ture, cine știe cum lucrați. Nu o să te întrebi, aoleo, ce-o fi făcând Madi, cu aoleo, cum o protejez pe Madi. Madi... Se protejează singură, nu, Mari? Normal. Hm? Da. Eu îl înțeleg și pe el, că mai e puțin și trebuie să plecăm acasă și poate e stresat sau... De ce? De ce nu să fie stresat? E frică de drumul cu mașina sau cu trenul? Ce, e departe, casa? N-are bradul făcut acasă? Nu are. Păi, mare stres. Da, poate că e stresat că se însoară, asta pot să înțeleg, că, domnule, îi apucă pe mulți emoția. Poate are și el stările lui, normal, e normal, cum și noi avem stările noastre și are și el stările lui și nemulțumirile lui. Dar fără să ridicăm tonul unul la altul, nu? Așa,